ședința deschisă. Pentru început, spun spre aprobare procesul verbal al ședinței din data trecută de 29 a 8-a. Cine este pentru? Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a bibliotecii comunale. Inițiator primar. Primar de urmă. S-a făcut anchetă socială, pentru că așa este,
să cât spuneți, 1000-2000 de lei? 2000. Așa, și mai dacă îmi dați voie să mai pute o lumea de zi un ajutor de urgență care tocmai a sosit, ce fac Elena, ne-a jucat, tot așa are probleme cu casa. Bineînțeles că vă spun că cred că în cel mai scurt și repede timp
care s-au putut acționa. Adică putea să dureze și așa mult și un an nu se găsească. Sau putea să nu prea bine să ia. Într-adevăr, prima dată m-a rugat doamna doctor ce intrea de aici și a fost chiar binevoitoare, dar mi-a spus că face pentru un timp, pentru că nici ea nu poate să facă la atâta dimensi. Iar pentru că doamna doctor Cristia a fost de acord, trebuie să facem, să trecem tot ce înseamnă documentații, cabinete, tot și toate lucrurile astea, pentru că ea deschid, de fapt, un punct din lucru aici și trebuie să trecem asta prin consiliu, prin hotărâre din consiliu. Deci este vorba despre această, despre această concesionare care merge mai departe, dar concesiunea e pe numele cabinetului doctor Cristia. Despre asta este vorba. Mulțumesc! Cine este pentru? Proiect de hotărâre privind aniversarea și terminarea cuplurilor și persoanelor vedove care au început 50 de ani de căsătorie și nu s-au recăsătorit, cu domiciliu în comun acord în județul Bacău și aprobarea cheltuielilor privind comemorarea generalului Nicolae Șova, inițiator și figură. Ce să spun, ne-am hotărât să facem comemorarea persoanelor care au venit vârsta. Nicul ăsta care au din căsătorii, care au comemorat. Da, am luat așa de dat. Și ne-am hotărât să facem pe 8 noiembrie, atunci o să fie și mare sărbătoarea generală Nicolae Șova. Ce zic? Iată. Mart. Fac 8 noiembrie marți, dar e sărbătoare. Eu așa știu. Noiembrie marți. Da. Și atunci vrea să... Sfântul Nicolae vrea să-și contacte și Elena. Fiecare are de sărbătoare. Da. Și n-am gândit. A, Nicolae Șova. Facem ceva frumos, o să aducem și un cântăreț în muzică populară. O va revedea cu doamna... Ar trebui să nu spui acum asta să bată pe asta, ca să fie o surpriză pentru comun. Dar o spun. Doamna Sfântă. Da, o să încercăm să facem un eveniment frumos. Cum ne-am obișnuit de altfel la fiecare aniversare. Și o să-i comemorăm și trei persoane de cuvânt. O să le dăm pentru din ei. Dar mă vorbesc, dar vorbesc. Nu poți, nu poți. Și o să acordăm trei titluri de cetățean de onoare la trei persoane, post-mortem, dar nu mai încolo. Tot așa avem ministru cu programul ăsta, vreau să facem. Un program este de ceva. Adică, în ziua aceea, o să fie și cu persoanele care au 50 de ani de căsătorii, o să fie și cu aceste titluri de cetățean de onoare și o să fie și un anumit spectacol în ceea ce privește și un așa, la o să vedem, o să cuplăm ca să nu... Într-adevăr, eu știu că îi mai că avem și comemorat și aniversat, tot o să fie în ziua aceea. Eu dacă mai o să fie o zi cam... O să fie un pic mai lung și mai plin. Dar discutăm un pic mai încolo. Aici este vorba, de fapt, despre banii pe care îi punem pentru căsătorie și pentru ce avem nevoie atunci. Ca să putem să ducem ziua aceea până la capăt. O să vină și preoți, să sfințim frumos, face slujbă și de sfințire, și de la mântare, și de mulțumire, și de cinstea celor adormiți. Bucurăm noi, da. Da, să fie ca programul după ora 11, ca să poată veni și preoții. Cine este pentru? Punctul 12. Proiect de hotărâre privind anularea creanțelor fiscale, accesorii, aferente impozitelor și taxelor locale, conform borderorilor de scădere și deciziilor de aplicare datorate de către contribuabili, persoane fizice și juridice. În sfârșit, cum ar fi să pe scurt, vă spun aici despre ce e vorba. Ca în fiecare an și anul acesta, la
cei care au datorii mari față de comuna Covări, față de, pardon, față de impozitiv, și trebuie să vină aici, față de impozitiv. Deci am văzut impozitiv. Cei care au impozitiv foarte mari de plătit și au și datorii și dobânzi și restanții, dacă plătesc până la sfârșitul anului impozitul respectiv pe care l-au, deci chiar impozitul, îi se scad datoriile, îi se scad dobânzile. Și anul trecut a fost același lucru. O să dau și pe, o să dăm și pe Facebook treaba asta, pentru că s-au mai adunat bani și întotdeauna s-au scăzut. Ce-a fost și anul trecut, s-au scăzut. Puteți să anunțați și dumneavoastră, unde știți că mai sunt probleme și așa. Deci, vine, plătește impozitul și se scade dobânda respectivă, care, dar trebuie să facă până la 31 decembrie. Să fie, să, chiar sunt oameni, sunt destui, știți foarte bine, că avem destul de datorii la impozit și sunt destui oameni care nu și-au plătit. Și uneori, și m-am uitat la unele chestii pe care le-am trimis să știi că nu plată, să știți că sunt mai mari, au mai mari dobânzile decât impozitul. Deci, au crescut dobânda mai mult decât impozitul, așa că cine are de plătit poate să vină să plătească de dobânda, despre asta era vorba. O să fac și eu, o să dăm și mai departe, dar tot cu anul trecut a fost așa, deci nu e numai, adică nu e ceva nou. Am avut și anul trecut, am avut chiar am avut. Nu știți că au venit, și-au venit mult, și-au venit mult, au venit și-au venit și-au prezentat cât a fost, da. Da, mulțumesc. Cine este în urmă? Proiect de hotărâre privind rectificarea de buget. Asta să vorbesc eu despre ce, despre ce este vorba. Avem aici să fac virări de credite de la un aliniat la altul. De ce? Pentru că nu am mai avut bani necesari, de exemplu, pentru evenimentul care a vorbit, pentru motorină, pentru telefon, am luat dintr-o parte și am pus în alta. Unde ne-au rămas bani? Ne-au rămas la, pusesc la un moment dat salarii, vă dau un exemplu, pentru SMCLF, unde avem acolo să deschidem evidența populației. Pentru că încă nu au fost folosiți din banii respectivi, că spuneam că o să folosim de la început anului, ne-au rămas niște bani. Din banii aceștia, 30.000, vă dau un exemplu, îi ducem la carburant. Pentru că, deci, pur și simplu, îți banii la un capitol și intrăm la un alt capitol. Pentru evenimentul din 8 noiembrie, 20.000, pentru obiectii de inventar 20.000, pentru carburant 30, pentru telefon 5 și pentru școală carburant și decolcat abonamente, 30.000, că a rămas și școala fără bani pentru carburant. Deci sunt 170.000. Am luat 170.000 de la 170.000, am luat de la un alt linie și am luat la un alt linie, dacă sunteți de acord. Cine este de acord? Diverse, se înscrie cineva. Domnul Starbaru? O propunere vieții în partea unui cătem în Valea Șoșii. Ei au vrea, așa, de timp, m-a dat o oglindă, a fost un scovar la Marș de Gora și în curba aceea la toate altele. Deci, vine iar, ai strâns drumul, tu urci și vine, de ce e Cristus? Și atunci ceva ai luat ceva pe altul din timp. Nu e rău, mai ales am văzut că astea acolo de bază deja s-a spart. Da. Da. Cum a ajuns la ea, n-am idee. E, au ajuns. La aici, eu cred că ar fi bine, pentru că e curva aceea și drumul e îngustat tare și asta. Da, știu, asta am vorbit și când am fost în Valea Șoșii și am vorbit mai mulți cetățeni acolo. Și pe lângă asta mai propuneau tot așa oamenii, tot în curva aia. Ne-am întărit de la Valea de Bodo, la urmă, am văzut, am făcut un mini-gamion cu părinții noștri. Dar solicitau și pe sprijinul dumneavoastră să facem cumva acolo, să mergem până mai la vale, să mergem, pentru că iarna e foarte periculos. Nu știu, vedem cum putem interveni și prin asta și o plângă despre care spunea dumneavoastră. Da, iar asta da, un nivel mai bun de piese acolo de acolo, să vină așa mai multe. Da, acum știți cum trebuie să hazardează mulți, e asfalt, mașina, verde, e taie, de la afară, dar trebuie să adaptezi în funcție din drum, în funcție din condiții, că e simplu să O să încercăm să punem și acolo o oglindă și poate și să continuăm cu camionul ăla mic acolo în care aș vorbim, în zona cu risc mare. Cred că avem și o autostradă, dacă în zona de șanș acolo, un pic cât așa, în foară de el. Așa am vrut să poate o oglindă cu militare, poate de căutăm soluții. Da.
nu-i clar, dar acolo gură la asta, se pot spui, dar este cum? Spui, dar e așa, e așa, și ridici, ridici o grămadă. Biscuiți. Ce vă duc o mulți? Găsim, vedem o funcție din ce e acolo, la față. Dar biscuiți, dar biscuiți nu trebuie să pui pe de ăsta din beton. Ci pun pe pământ, biscuiți. Intră pământ, trebuie făcut în zamântă șanțul. Știți ce înseamnă să face un bucat de șanț de 5 metri? Înseamnă un proiect. Și înseamnă proiectul mai scump decât betonul. Și asta înseamnă. Adică nu spui biscuiți pe pământ, trebuie văzut o soluție prin care mai prea faci din și duci cumva cu ticul și îl nivelezi la nivelul părerea mea, la nivelul drumului, știi? Deci la biscuiți, până ești până atunci la nivelul drumului ca să poată să... Și ceva, la om e frică să treacă prin biscuiți, decât în momentul în care se... momentul în care chiar e mai împat între biscuiți, dacă să treacă, trebuie să treacă prin beton. Dar mă rog, acolo vezi... Da, eu am făcut acolo gabionul, făcut cu cei de la deservire. Da. Mai am o problemă, nu am putea afla cine a luat masa asta de tenis aici, cum mai poate afla. Așa și pentru mine e o mare. Pentru că... Chiar ce mi se pare rău că fac niște lucruri, serios. Păcat. Să știi că nu se poate. Deci nu poți să dai exemplu. Știi așa. Dacă ceșca, exact, știi cum ceșca prostul și în urmă vine și strâcătă. Dacă atâta se poate. De monte de scândură. Da, spune și ții, desfac și rupul la propriu o ars cu bricheta scândura la bancă. Este bine și timp și trebuie să fii și un leac de timp să faci treaba. Da, au timp, aici au timp de tu. Stau zi, noapte, pe aici au timp, timp e. Păcat că nu o să ține că doar nu le-am făcut, tot pentru ei le-am făcut. Da, să fie frumos și să avem și noi zonă de credibilire că ei mai amenajat cu corespunzător. Dar dacă nu se păstrează, nu poți să stai paze 24 din 24. Da, sigur. Când camere cu avea și n-am spus, un pic de gata. Nu, am venit și am aștept după aia. Dar camerele sunt, nu sunt posibil. Dacă am văzut ața, zic, da, mai suntem, doar pentru aia să se camere. Oricum, dar ar trebui să știi pentru la rând și încerc să te stresc, dacă nu, nu poți, că nu poți să nu s-o înțelegi. Sau cu noaptea acolo, trebuie să fie dacă am văzut că ieri era pe bun și asta, dacă ai timp. Și mă duc mult, din minut, din minut, Costel, credeți-mă, în fiecare dimineață, dar fiecare dimineață se strângă băieții ăștia noștri și femeia de servici, Un sac micul, în strada principală, cred că bine ce s-a luat din acolo. Care merge? Da? Nu se va lua asta. Când ești la Maria, acolo. Știi să furi o presa atâții și te-a face un strat de opinților. Ce-a cerut oameni. Lasă-i încolo, că așa nu mai zis că vreau să te opresc până acum. Trebuie spun la fiecare vot în strat. Serios, asta. Când se iese de pe strada. Dacă se iese de acolo, suntem oameni liberi de văzut. Așa, nu știu aici, la ieșire aici, într-adevăr, e foarte rău, la jos, la stradă, la Brănești. Aici jos, nu, nu asta de la școală, sus, când ies de acolo unde e biserica cea de vechi la Daviduță, când ies de acolo, de jos, când ies de acolo, da, acolo, într-adevăr, nu vezi nimica. Nici zârci care ies vistioane. Dar așa la tăi de colț, de strada, până și pireșe, serios. La biserică, la treia oară, schimbă. O spart, o dă, o crapă. Și știți că scurte oglințele astea, chiar nu o să uite, aici e jos, o să spargă. Și alte probleme, oamenii l-au zis că s-a acolo, ei nu au fondat șanțul. Da, asta da, cred că e urmată, să vedem cu... Da, o să vorbesc cu băieții de la deservire, zilele astea și cu... Suntem cu ce știi? Acolo trebuie să duci la mână, e greu de... Nu, cu buldo, da. Mai avem acum treabă cu buldo, adică îi mai ajutăm vești cu apa, cu astea, de asta mai ajutat și am avut foarte multe intervenții la apă, chiar la apă din comună, în sensul că se sparte conducta, deci se
spargi, fiecare ți se spargi câte undeva în păduc, dar nici nu știu cum o să mai facem. Ia, nu știu. Da, o idee. Mai vrea cineva? Eu trebuie la stradau. Când se m-am făcut la putere de mai să nu mai fie iubiecul de a avem să plecăm cu vizită aici. Păi să facă lucrări de asta. Acum ați fac lucrări pentru să schimbă, să schimbă iluminat. Păi seara și dimineața, la asta mă refer tot. Ai zis, știi cu seara. Seara și dimineața. Seara și dimineața e noastră. Da. Să termină când se termină de pus toate vehiculele, să se termină de pus toate instalația asta care e cu mașini în lucru, atunci am și să doamne să zic rătoare. Am zis că termină tot, atunci ce facem? Și acum se intervine asupra lui și acum am schimbat toate lărgile. Și când termină să distribui, ne apucăm de treaba. Am vorbit deja. Am discutat, dar am zis, doamne, lasă că se termină de distribui și după asta punem. În momentul în care el e terminat tot, are și niște, are panoul ăla de la care poți să-i pune un panou de gestiune, din ce știu eu, și din ăla poate să umple, dar trebuie să termină. Oricum scade din prima asta cu consumul cu la tabecuri astea, fără de asta. Am văzut când a fost pus ea asta la tine, deci e altceva și mai de calitate și... Da, că și pe mine mă interesează să îl scoate, pentru că mai scoate niște bani și până la urmă asta e ideea, să mai termin, mai... Să facem bani noi, pentru că s-ar putea să nu mai avem 5.000 de bani. Liber, după cum vedeți. Că o început viața asta să nu mai fie cu mine de altfel. Până acum am tot trăit noi, din ce am strâns, din cum am strâns, am trăit din său propriu. Acum vorbim și la nivel de comun, o să trăim și nici mai producem. Vedem ce mai producem. Dar și la fiecare casă, în trec la un moment dat, acum, după iarna asta, o să începem să vedem ce cu lumina, ce cu căldura, ce cu... Deci știți câte lumii au venit ca să le dau lemnii? N-aveți idei. Cred că jumate din comun. Cine mai scapă din asta? A scăpă, lasă. Să mai tână, că mi îngheța acolo, să știi. Nu știu ce se face. Acum, când mă vede pe jedeț, ai să spui că ești criogenat, ca Michael Jackson, cum vrea să îngheță. Așa că să faci baia în doi ani. Acum, baia în doi, în trei. Poți face și o noapte. Îți vine unde? Ne strângem mai mult. Facem o baie comunală și strângem mai mulți odată. Da, faci tot ce faci și nu au făcut dați, nu? Unde a fost primul dat? O să fie iarna grea. Am văzut cu tine aceea plantație aia cu lopata de aur. La el e ființa și vederea. Da, așa că și din punctul ăsta de vedere, domnule, nu știu ce vreți să spun. Din punctul ăsta de vedere, să vedem cum, credeți-mă, noi acum mai facem o cruce așa, dar să știți că este foarte multă lume care nu poate să treacă chiar așa ușor peste chestii de genul ăsta. Având în vedere că pensiile au rămas 10 milioane sau cât și nu mai vorbim despre oameni care au 10 milioane pensii, credeți, mă dau 5 milioane numai pe medicamente. Și oamenii aceia nu se duc nicăieri, să mai duc la preot, hai că mai vorbesc cu preotul, mai ajută cât mai ajută preotul, dar nu poate nici biserica să ajute așa de mult. Și vin la mine, vă spun foarte sincer, vin la mine, zice, domne, am atât, dar chiar am pensii atâta, dar n-am ce să fac cu ei, n-am ce să mai cumpăr. Adică o să fie din 5 milioane, am văzut la alte primării că fac tot felul de, cum se spune eu, fac tot felul de lucruri ca să poată să ajute oamenii. Mai dau, cum să zice, care noi, hai să spun că noi am dat lemne. Au fost ajutoarele astea cu oată, care am dat și au fost și astea venite cu fost, ulei, zahăr, tot, au fost buni. Dar de acum vă spun că o să fie din 5 mai greu. Uitați, astăzi am văzut vinii lume și noi nu sunt primii care vin. N-are pe ce să-și cumpere, să-și acopere casa. Nu vă mai spun din astea că cer balans, că cer pentru ca să fac ceva. Astea nici nu le mai pune în calul. Dar lucrurile astea lasă de vin oamenii care cer bani pentru mâncare. Nu e așa de simplu să vină pe birou și să spună că da, știu că e foarte simplu pentru care are burta plină și care are conturi prin bancul mai mare, nu vor să iei, hai că nu folos pe ăsta. Dar nu chiar așa, adică că nu trăim 150 de ani. Dar nu, să știți că nu avem, deodată și eu, din punct de vedere legal, nu am posibilitatea ca să fac niște lucruri pentru ei, chiar dacă aș vrea să fac.
O să ne mai gândim la lucruri, să vedem, să vedem, să vedem când o să vină frigul. Păi eu într-un an cu Adrian mă duceam noaptea acasă peste ăștia care sunt cu probleme, care aveau probleme și, și bolnavi și așa, și mă duceam noaptea acasă pe la 11-12 să văd dacă mai sunt, dacă mulți doamne ferești înghețați, nu poate să pună lemne pe foc. Adică am avut și momente dintre astea și acum o să fie mai rău din cauza faptului că nu sunt bani. Nu sunt bani pentru copii, să-i dea la școală. Ce? Ce? De la Ioan, îți dă. Trebuie să cerim din la noi, vă spun eu. Și din ce, ce putem să facem? Spune că ce înseamnă asta? Să facem un bani pentru comună? Dacă cei care n-au avut bani până acum să plătească impozitul, având în vedere situația care este acum, credeți că de acum hai să se plătească 10%? Să presupunem că printr-un efort mai mare 10% mai trebuie să avem bani. Dar este? Sunt oameni care vrea să plătească, dar nu au cu ce să plătească. Sunt într-adevăr acei 10% care nu sunt bun platnic și întotdeauna au fost cu probleme, dar restul nu au de ce să plătească. Nu poți să-i exclus, să-i spui că nu mai vorbim de gunoiul care se vină la sfârșitul anului, când iar o parte plătit și o parte nu o plătit și iar trebuie să-l susținem tot noi. Adică, asta este de fapt și proiectul, într-adevăr, că se fac drumul, să mergem pe drum, dar să mai cine merge pe drumul, să meargă oamenii în dentru, pe drumul în picioare, în mâncați. Asta va fi o problemă, asta va fi o problemă și o provocare pentru, și pentru administrație și pentru noi. Știu, ei, veniți să vină la ședință, stăm de vorbă 5 minute, mai stăm 5 minute de vorbă afară, după asta, dar vine omul la mine și spune, n-am ce să mănânc, n-am ce să mai pun pe foc, ajută-mă cumva că nu plec de aici. Aproape terminat lemnele care le-am cumpărat. Deci aproape le-am terminat. Am mai lăsat lemne din, am mai lăsat lemne pentru grădiniță, că ei sunt cu cu centrala, prin ele și așa. Dar nu mai vorbesc, dar să vedeți, uitați, de exemplu, școala nu a fost puși bani, dacă a crescut așa din bun motorina, noi am pus bani la începutul anului, exact cât am pus bani pentru școală în fiecare an, normal, cât a fost. Gândiți-vă că suntem în luna, deci suntem nici n-am trecut în luna octombrie și deja faptul că s-a scumpit atâta din mult motorina și dublu, deja nu cer bani pentru carburant, deci, deci clar că ce e o problemă. Da, mulțumesc. De ce am, dacă toți problemele cu guvernul, să facem o ședință să invităm pe un reprezentant de la Ocolozimic. Chiar cu chip că mă aludi, reprezentanții de la Ocolozimic, n-am nicio treabă și nu-i doar nici măcar în cot din noi, domnule, numai tot. Vorbiți, nu interesați pe nimeni din nimeni. Eu n-am făcut, am făcut atât de demersul și m-aș certa cu ei și ne-a spus să te iei parcă la oameni, să-i lezi pe oameni, să iei de aici lemn. Au venit oamenii peste mine și nu vrem să-i lezi nici măcar. Au venit și mi-au stricat atât drumurile cu parchetul care le-au deschis pe la aici de străini și au făcut. Și, păi exact stat în stat. Dacă nu vrea să mă, eu chiar am avut discuții de mai multe ori, din păcate cu să vezi și când, și când se duc oamenii pentru să-și iei cu pădure. Îi trimite cu pădurea la mine. E ca și cum acum eu, ca primar, mă duc și trimit pe unul care are treabă cu mașina să-l trimit la Ioan, să o repar. Deci nu, chiar ăștia de la lemn n-au nicio treabă. Eu o să vorbesc nu aici, o să vorbesc câteva mai departe suntem ce se întâmplă. Pentru că ar trebui să fie oamenilor aici, să fie la un preț condenat, să iau oamenii, ăștia utilizăm parchetul, ei îl ia într-o și atunci alungă-l într-o, nu-i convine ca să fie. Și în plus de asta, că mai am și pe aici care sunt probleme pe care ridic cu oamenii, că au pe aici câteva persoane și furnizori de lemn care stă noaptea și stau noaptea și adică știi, toată lumea știe problema asta. Măcar te-ar lăsa și pe oamenii ăștia care sunt mai cu probleme și mai avără să ducă să iei lemn de aici, dar nu sunt. Problema asta a fost pusă și în Badeșor și când a fost la, la ședință. Da, exact, da. Exact. Eu invit ca să spun că da, da, am dat parchet, asta spune. Deci eu voi ți spun acum și mă ascult în celălalt ședință la aia, aici și îți vezi ce spun. Ai da, am dat parchet, dar am zis să dea ei și la oameni, dar nu știu, dar lumea nu vrea să se ducă și... Deci da, nu spun eu. Să scoate ei lemnul din pădure, facă rampă și mai să vă dă ei lemnul. Și nu mai intri lemnul în pădure. Îl dă mai scump. Îl dă mai scump. Stai să îl dă mai scump. O să am iar o discuție și uite, am să fac numele la tot Consiliul
local, am scris o adresă, în numele nostru, a tuturor de aici, am scris o adresă din nou către ei, de discuția care este astăzi. Și au spus și oamenii de la Badașoș care au fost la ședință, dar știi, au zis că îți face și eu adresă, că când mă duc și spun numai eu, chiar n-am răspuns de la adresă și spune frumos, da, apoi n-am. Sau au fost cu căzăturile astea, sau cum s-au chemat, astea, că nici măcar nu au lăsat oamenii să iei frații cei de jos și stau și eu fugăresc țigarii din comună, că se duc cu trii și că fac, nu fac trafic țigarii, credeți-mă. Toată pădurea e tăiată prin locul nostru. Da, și dă cu deștea care se cât mână, așa se duc și tai tot. Deci n-am văzut și eu. Pădurii care nu e cu contract de bază, nu, dar trebuie chiar într-adevăr făcut o ședință și și cu pădurari de aici din zonă. Că și la nivel de pădurari e o problemă. Și aici e o problemă, că își fac pe aici diferite cuipuri și nu știu ce și pe urmă numai după ce le vine lor fac. O să fac o întâlnire, uite zilele astea, îi chem și pe pădurari, îi chem și pe ăsta de la acolo. Și v-am spus, dar prevăd așa, cam ce spun și cam ce... Eu cred că trebuie să fim mai departe discutată treaba asta și chiar am să am o discuție mai departe. Vorbesc foarte serios. Dacă faci ceva pentru om, eu nu te câștigă nimeni jos din funcție. Dar să faci pentru om, într-adevăr, da. Acum mai e greu pentru om. Acum să rădăm la ce v-ați scris, care să tai pe cele? Farghita. Păi aici e Farghita. Și Farghita o luat și-o dă la Comănești. Nu crezi că o ia Farghita. Ia tot la ăștia mai mici de pe aici. Ce bine am tăiat în masă și-o furat, au lempis-o mii, milioane de metri cub și n-au luat de pierd. De asta au stricat și piațele. Că vin aici odată, câteodată, să facă apte și prin alte boare au stricat și pe ăla care l-au văzut. De asta au stricat piațele. Vezi niște mastodonți, bani, puteri, la nivel înalt, merg până sus, spune ceva. Domnul Pierre, deci că ăsta e bine poate bine, trebuie să pleci. Transportul deja nu mai de salariul meu, deja oamenii nu au plăsit fără plată. Nu l-au lemn. Da, ce pe lemn. Da? Da. Am colegii din Vincea, are 11 ani de zi, e acasă fără plată. Să vă mulțumim pentru vizionare. Acestea, prin scurs.